Ziua bun găsită tuturor! Într-adevăr, sunt rezultate sub așteptări în ceea ce privește evoluția economiei naționale, atât dacă ne raportăm la evoluția trimestrială, cât și la cea anuală. De exemplu, în trimestrul al treilea, în comparație cu trimestrul 2, produsul intern brut a crescut cu doar 0,4%. Asta în condițiile în care în trimestrul 2, în comparație cu trimestrul 1, creșterea a fost de peste două ori mai mare, practic cu 0,9%. Și dacă ne uităm la evoluția anuală, se registrează de asemenea rezultate modeste. În trimestrul 3, în comparație cu trimestrul 3 din 2022, produsul intern brut a crescut cu doar 0,2%, în condițiile în care în trimestrul al doilea, în comparație cu trimestrul 2 din 2022, atunci se registrase un avans mult mai mare de 1,1%. Ce deducem de aici? Practic, economia românească a încetinit de la trimestru la trimestru, iar explicațiile sunt multiple. În primul rând, sunt probleme în industrie. Acolo, producția industrială în primele 9 luni ale anului a scăzut cu 5,1% față de perioada similară a anului trecut. Asta în condițiile în care fabricile românești au primit comenzi ceva mai mici din partea altor țări europene. Știm deja Germania, de exemplu, o economie foarte puternică, are probleme și nu numai. Chiar atunci când comenzile din aceste țări au scăzut, iată așadar și producția românească a fost afectată. De asemenea și consumul la noi în țară, consumul intern a scăzut în condițiile în care prețurile au crescut destul de mult în ultima perioadă. Puterea de cumpărare a scăzut, iată așadar românii au avut tendința să cumpere mai puține bunuri și servicii. Și astfel, inclusiv producția a fost afectată, dar și plata taxelor la buget. Nu în ultimul rând, economiștii estimează că odată cu încetinirea creșterii economice de la noi din țară pot să apară mai multe probleme. În primul rând, este posibil ca nivelul investițiilor să se reducă. De asemenea, sunt posibilități mai reduse de creșterea salariilor și, nu în ultimul rând, există riscul de plata unor taxe și impozite mai mici la bugetul de stat.